Bună seara, și eu v-am pus la post online. O să țin un pic domnului profesorul Dumnezeu, până bine. Recapitulare pentru... pentru simulare. Clasa 8-a. Iau factorii primi
comun și necomun, sigur, dar aici se iau și comun și necomun. La multiplu se iau și comun și necomun, iar dintre cei comun, pe cei la puterea cea mai mare, aici. Și atunci, acestor două numere, cel mai mic multiplu comun, care o? 5 la 2. 5 la 2. 13. Ori 13. Ori 2. Ori 79. Ăsta este cel mai mic multiplu comun a celor două. Bine. Hai să vedem ce mai vrei să facem. Problemele, da? Domnul profesor? Da. Din nou ați insistat pe aici. Aici au zis că până veniți, dar fiind e singură, aici au putea un pic de nelămurire. Da. Și cel hai să îl explic. Da. Cel mai mare, număr care e în stare să le divide pe cele două, e cel mai mare divizor comun. Da. Două sau mai multe numere, aceeași tehnică de învață. Și până cel mai mic multiplu, deci multiplu e mai mare, dar dintre cei mari care se împarte exact la toate, cel mai mic. Iar asta are deja relativ mic, da? Mâine îl găsesc asta, nu? Da, mâine, că le-am mai găsit singur. De ce? Păi, de când pe ceilalți. Se încarcă, mă gândesc. Păi da, de ce? Eu zic că tocmai venind de coace era important. Și am zis și eu. Aș vrea să ne încadrăm puțin cercul la formule și la datea și... La formule asta o faci tu, mă. Da, înțeleg, că ai zis totul cu cercul la care e formulea și am o problemă. Hai, întâi să ne dăm problema. Hai. Dă plan și ajutos. Ce plan? Hai de o care e problema? Totul ce? În figura 3 se prezintă schema cu o platformă în formă de pătrat ABCD cu latura de 16. Deci, o platformă în formă de pătrat. Trebuie să facem ABCD ca să o luăm în spațiu, domnul profesor, după aceea. Da. Deci, da. Să facem reprezentarea în spațiu. În spațiu ei. O platformă în formă de pătrat ABCD. Așa. Cu latura de 16 metri. A, B, C, E, data de 16. Segmentul SO este înălțimea. SO. Unde O este intersecția lui AC cu BD. Da. O, SO este înălțimea. Da. Antena, așa, reprezintă o antenă de telefonie mobilă amplasată de perpendicular pe planul pătratului ABCD. Deci SO este... Perpendicular. Da, antena este ancorată cu patru cabluri. SB, SD... Așa la vârfuri. E sus, da. SB, SD, VM, VN, unde V... Este 4... SD și SB. Atât, da. Da. VM și VM, unde punctul V este situat pe segmentul SO. Așa, undeva pe la mijlocul, nu? Da, undeva. Într-un punct, da. Iar M și M sunt mijloacele laturilor BC, respectiv AD. Deci M este mijlocul lui BC. Al lui BC, mă rog. M este al lui AD. Așa. Da, și V este undeva pe acolo. V aici. Da. Și asta aparează și cu V, mă? V, M și V. Și V. Cablul SB face ca planul pătratului ABC, face cu planul pătratului ABC, de un punct de 60 de grade. Deci aici facem 60 de grade. SB și planul, da. Da. 60 de grade. Calculați, înălțimea antenei, SO. Asta știu, și a doua, ce eu? A, cum nu ce deci, sunt mai multe antenei, da. Da. Cu ce este SO? De SO, da. Da. Depende de măsura unghiului dintre planele V, O, M și S, O, V. V, O, M și S, O, V. S, O, V, O, M. V, O, M și S. V, O, M, adică și cu nătrecând, că e mijloc așa. Da. Și cu planul S, D, V. S, O, V. S, O, V sau S, D, V. Totul mai este. Deci,
Ori punem problema calculului unghiului făcut de, ai zis, V-O-M-Ă, dar V-O-M-Ă este V-N-M-Ă, e același plan. Da. V-O-M-Ă sau cu S, O-B. S, O-B sau S, D, B. Deci, V-O-B cu S-O-B. V-O-M-Ă cu S-O-B era, dacă o problemă, și după profesorul zice că ai putea spune la V-M-N-Ă e M-O-B. M-O-B, corect. Unde este M-O-B? Asta de examen, asta e unghiul făcut din târziu. Unghiul de ele, nu? De cele două pare. Pare să interpretare cu planul de bază, între care am două trebuie S-O. Și atunci am căutat o dreaptă pe munchea comună a celor două plane. Munchea comună este V-O sau S-O a celor două plane. O B pe O, nu? O B V. O B pe penicular pe O V. O M adică pe O B pe V O, V O pe V O. Deci cap e punctul acel interesant. Și atunci unghiul de diedru este unghiul dintre cele două perpendiculare pe unghia pe corect. L-ai găsit. Ce? Știm că punctul H este proiecția punctului O pe planul S, A, D. H este proiecția punctului O pe planul S, A, D. Demonstrați că H... Să urmăm S, A, D. D. Planul S, A, D. Deci e fața asta, nu? Ar fi din așa. Fața asta lateral. O, H, pe penicular S, A, D. Deci știm că H este proiecția punctului O pe planul S, A, D. Pare mi-e de când proiecția asta. Pe penicular adusă din nou pe planul. Știm dintr-un punct exterior. Dintr-un punct exterior pe un plan. Da, știu că el este cel S, A, D. Să adău, ai argumente sigure? Da, că e prisma patrată regulată. O piramidă? Da. Piramidă patrată regulată, adică O, D cu O, A sunt congruente. Evident că trebuie S, O, D și S, O, A sunt trebuie congruente și atunci ai S, D cu S, A de acord, este un trebuie un trebuie isoscel, da? Da. Bun. Și oare se pice înălțimea perpendiculară dusă din nou pe plan? E mișto când am tot centru. Acolo trebuie să ia să deci, pice de asta, e demonstrat. Dar ea zice că, așa e demonstrat că H este ortocentrul triunghiului S-A-D. Bun, mai târziu, să vedem noi. Dar deocamdată facem abstracție de ce spunem exact. La bucură. Și din experiența care o avem, e vorba de a ghici exact unde pică perpendiculara din nou pe planul SAD. Mai întâi bunul simț matematic și până să argumentăm. De ce acolo? N-O sau N-M cu D, ce? Cu A, D.
Atunci rămâi perpendiculară pe A. Da. Pe A de, da? Da. Da. Sau altfel spus, AD e perpendiculară pe NM. Da. Da, AD e perpendiculară pe NM. Și lucrează, să zic așa, teorema cea perpendiculară aici. Deci, este o perpendiculară pe plan. O nu perpendiculară pe dreapte, AD din planul de jos. Da. Deci sunt nu perpendiculară pe AD. Atunci sunt nu perpendiculară pe planul, sunt nu perpendiculară pe AD. Pe asta știam. Păi la mijloc, la isoscel, de ciclat. Și pe varianta ta, tot atât de bine. Deci pe varianta ta, tot atât de bine. Acum, AD asta, ea este perpendiculară pe planul SNM. Da. Atât, da? Că e perpendiculară pe NM și pe SN, deci e perpendiculară pe planul acesta. Da. Ce este SN? Cât privește intersecția planului SNM cu SAD. SNM cu SAD la trupul meu. E de intersecție. Da? De altfel intersecție. Și acum, întrebarea este, unde pică perpendiculara din punctul O pe planul SAN, SAD? Pe NS. Pe NS, sigur că pe dreapta comună, că e reciproca teoremei celor trei perpendiculare. Deci pică pe NS, pe dreapta de intersecție. Reciproca teoremei ce trebuie lucrurile? Reciproca a doua. Știi că... Reciproca a doua zicea că din S, A, O, S perpendiculară pe A, S, N, perpendiculară pe A, D. Deci reciproca ce, a doua... Da. Se referea la perpendiculară tatea... Nu știu de, de plan. Deci pe plan era perpendiculară. Tu m-a stat de noi acum. Da? Perpendicularitatea pe din O. Deci te înțeles pe NO. Da. Care e perpendiculară, nu? Pe... Pe DA. Hai să o vedem. Perpendiculară pe planul care? Pe planul SN. Și atunci perpendiculară din O. Pe planul S. A, D, e de parcă ar duce înălțimea trebuie S, M, O. Aici pică. Înălțimea întrebiu ăsta. Ăsta e întrebiu de plinic. Deci trebuie să vezi așa. În... Da. O... Nu, o, o aici, N aici. S. S aici. S, M. Și aduce perpendicularea din nou pe plan. E de parcă ar duce înălțimea din nou. Pe S, N. Din nou, pe S, N. Și acum suntem, suntem în situația capului. Suntem în situația de a descoperi înălțimea asta. Asta de aici. Asta e. Cât ți s-a cerut să vezi cât e proiecția. H acolo atunci. H. Știind că punctul H este proiecția punctului O pe planul SAD. Să arătăm că H e autocentru. Mai târziu, o să vedem. Dar deocamdată, deocamdată, Miruna, avem clar un lucru, că am găsit locul unde pică o perpendiculară din nou, pe planul S, A, D, pică în punctul acesta, notat cu H. Da? Cu pe S, N. Pe S, N. Și acum trebuie să arătăm că H-ul ăsta nu este așa un punct la întâmplare, ci chiar ortocentrul triunghiului S-a atât pentru, nu? A lui S-a atât, da. Da. Chiar te mai distre de altă asta, poate da, hai să vedem așa. Deci, în, înainte de asta, hai să ne mai amintim un pic teorema acelor trei perpendiculare, că ce reciprocele sale. Deci spune așa. Dacă îi dați un plan, și un punct M sau V, să zic, V este doar.
și teorema directă VO este perpendicular pe planul alfa. Iar din nou ducem o perpendiculară pe o dreaptă din plan. Atunci V cu dreapta, cu punctul ăla, nu de acolo. Așa. O perpendiculară cu BC. De oriunde aș lua de pe VO, V, M, e perpendiculară pe dreapta A. Mm-hmm. Da. Deci, dată. VO perpendiculară pe plan. VO perpendiculară pe planul alfa. Amic inclus în planul alfa. O dreapta inclus în planul alfa. Om fi perpendiculară pe amic. Vreau să perpendiculară V, M, perpendiculară pe amic. Pe dreapta amic. Asta e teorema directă. Mm-hmm. Foarte des. Și noi am aplicat-o aici. Este o perpendiculară pe plan. Din noi pe dreapta dreaptă din planul ABCD pe ale APS, pe plan, sau cum ai zis, totul în ghisor, cel pic la micro, nu fac în discuție. Prima reciprocă spune așa. Vezi, asta, dacă așa și așa, sigur așa. Acum, dacă așa, vă pe plan. Vă nu pe plan, pe A, atunci eu nu pe plan. Atunci eu pe plan, pe plan. Reciproca a doua. Nu, V, O, V, aia așa, V, M, e perpendiculară pe ea. O, M, perpendiculară pe ea. V, O, perpendiculară pe O, M, atunci V, O, perpendiculară pe planul respectiv. Da? Deci V, O, chiar perpendiculară pe planul respectiv, dacă ai asigurat că V, O, e perpendiculară pe O, M, V, M, perpendiculară pe dreapta A, O, M, perpendiculară pe dreapta A, e de parcă ai spune că dreapta A e perpendiculară pe planul V, M, O. Da, exact. Da? Da. Deci dreapta asta, fiind perpendiculară pe asta și pe asta, da, e perpendiculară pe tot planul. Da. Și cum ea e perpendiculară pe tot planul, perpendiculară și pe V, O. Da? Deci, dreapta e perpendiculară și pe VO. Și VO e perpendiculară pe VO, fiind perpendiculară pe O, M și pe dreapta A, iată-o pe VO perpendiculară pe două trepte concurente din planul ăsta, de jos. Deci, VO e perpendiculară pe planul respectiv. Da. Ei, asta e teorema care îți asigură perpendicularitatea dintr-un punct exterior pe un plan. Perpendicularitatea dintr-un punct exterior pe un plan. Și noi asta am avut aici, perpendicularitatea dintr-un punct exterior, O, pe planul SDA. Pe SDA. Și dreapta despre care vorbim noi, în loc de amic, dreapta de care vorbim noi este AD. AD asta are toate calitățile. AD este și în SDA. Și în SDA, corect. Da? Da. AD este și în SDA. Mm-hmm. Deci, practic, este dreapta de intersecție a planului acesta cu planul de care vorbim noi. Da? În cazul nostru, planul perpendicular, care îl așteptăm, și cu planul alfa, de jos, este o mână asta. Oh. Asta e dreapta de intersecție. În cazul nostru, SN este dreapta de intersecție. Iar jocul, rolul dreptei amic, îl joacă AD. În care știam că asta e perpendiculară pe AD, asta e perpendiculară pe AD, nu? Da. Deci, dreapta AD e perpendiculară pe SN, O, pe trei planuri. Și atunci, am asigurat cum SO era perpendiculară pe planul și pe AD, deci AD e perpendiculară pe SO. Și în final am asigurat că OD, OH, asta e perpendiculară pe planul SAD. Da? Bun. După ce vrei să vedem dreptul asta, da? Hai să vedem. Deci, zicem, cum plecăm?
S, O, e perpendicular pe? S, O, e pe planul ABCD. Pe planul ABCD. Asta înseamnă cum A, D e inclus în planul... Dar te scriu și asta? E inclus în ABCD? Deci, S-O... Dar noi, de unde avem perpendicularitate? Noi, din O. Deci, V-ul ăsta trebuie să-l vezi pe O, așa. Da. Deci, noi să zicem așa, O... Nu, perpendicular. O, N, e perpendicular pe A, D. Da. Da? Cum ar veni aici, V, M, perpendicular pe A, da? Deci, zicem, O, M... O, N. O, N, da. O, N. O, N. Perpendicular pe A, D. Deci, O, N, perpendicular pe A, D. Eu știu că sunt, nu? O secundă. O, N, perpendicular pe A, D. Mai avem că O, D, e perpendicular pe S, N. Am dus-o noi. O, D, e perpendicular pe S, N. O, O, H, poate, O, H. Dar nu știu pe asta? Păi, nu, noi nu ducem pe V, O, perpendicular pe O, M? Acum ce facem? Teorema primă sau? Teorema a doua. Păi, ce am pus O, și nu mai avem ce O, D. Am pus-o pe asta, dar nu atât de important, pentru partea a doua, vrei, perpendicularitatea... Vrei și de perpendicularitatea care arătam că S, O, perpendicular pe plan, O, N, perpendicular pe AD și atunci S, O, N. Vrei faci așa, așa, așa. Facem și partea asta. Hai să zicem de la ce copii. Ha. Deci, spunem așa. Deci zicem S, O, perpendicular pe planul A, B, C, D. O, N, pe A, D. O, N, O, N, perpendicular pe A, D. A, D, care inclus în planul A, B, C, D, să știu că este ta. Deci dacă așa pe plan și de aici, pe dreaptă pe omul. S, deci de aici, conform teoremei celor trei perpendiculare, că sunt perpendiculare pe A, D. Bun. Da. Dacă S, N e perpendiculare pe A, D, este de fapt, aș spune că A, D e perpendiculare pe S, N, nu? Da. Așa. Și mai am de desubt că A, D e perpendiculare și pe N, M. Da. Pe N-O. Știam, da? Pe N-O. Deci, din ăsta două, A, D, perpendicular pe planul. A, D, pe N-O, A, D, perpendicular pe planul. S, N, O. A, D, perpendicular pe planul. S, N, O. S, N, O, planul S, N, O, se intersectează cu planul S, A, D. S, N, O. Se intersectează. S, N, O. Se intersectează cu planul S, A, D. Cu S, A, D, da. Cu S, A, D. Și ce ne dă? După ce dreapta se intersectează? Deci A, D, pe dreapta S, N, O. S, N, O se intersectează cu S, A, D. După dreapta S, N. După S, N, sigur. După S, N. Da. Exact cum sunt aici. Suntem chiar în situația asta. Dreapta de intersecția planului de jos cu planul V, O, N este O, M. În cazul nostru este S, M. Da? S, M. Și acum O, H. Deci ce O, H, e perpendicular pe muchea, pe dreapta comună. OH am dus-o noi. OH e perpendicular pe S, N.
SN. Deci, cum ar fi aici VO, VO e perpendicular pe o mână. Da. Asta e S, ca să înțelegem și mai bine, SN, probabil, da? Da. OH pe SN. O, V, M, ăsta, în cazul nostru O, N, e perpendicular pe AD. O, N, e perpendicular pe AD. Îl dreaptă AD. Îl dreaptă AD este amicul ăsta. Da. Deci, O, N, ce zici, S, N, e perpendicular. O, H, pe S, N. O, O, N, așa, O, N, e perpendicular de A, D, și O, punctul ăsta, N, e perpendicular pe A, D, adică S, N ar venea acum, da? Deci, O, pardon, O, N, e perpendicular pe AT, avem așa zis? Da. O, N, e perpendicular pe AT. Și mai avem că O, M, adică asta de asta de intersecție, da? S, N, S, N. Am pus-o pe urmă pe OH, nu? Da? Deci S, N, e perpendicular pe AT. Și ea pe AT, da? SN perpendicular pe AD. Avem asta. SN perpendicular pe AD. Deci dreapta de, sau invers, AD e perpendicular pe SN. Poți zic și așa. Și din asta două, rezultă că OH aceea, din toate trei, OH e perpendiculară pe planul SAD. SAD. E perpendiculară. Deci OH și perpendicular pe SN. OH. OH pe SN. ON. ON perpendicular pe AD. OH pe SN. ON pe AD. Da. Așa. SN e pe? SN e pe AD. Pe AD. Și din astea toate rezultă că OH asta adusă de noi nu e numai perpendicular pe SN, ci perpendicular pe tot planul. Pe planul S, A, D. V, O, care am dus-o perpendiculară pe S, N, pe O, M, pardon, pe O, M. Nu așa? Noi am dus pe V, O, pe O, M. Da, acolo înțeleg, ai acolo înțeleg. Păi, O, fostul V de aici, e O aici. Bun. Da? Și punctul O de aici e H-ul. Bun. Că vine OH, am dus-o perpendiculară pe SN. Iar drept SN este în momentul de față OM. M acolo și O aici, da? Da. Și sunt exact condițiile aici. V, O, e perpendiculară pe OM. Da. V, M, adică cine? O, O, N, pe A, D. O, M, N, pe A, A, D. Și de aici rezultă? Da? Și de aici rezultă că sunt îndeplinite condițiile. O, N, perpendicular pe S, A, D, nu? Deci, C, H, O, N, H, O, H, O, N, perpendicular pe S, A, D. Dar H, O, N înseamnă S, N, O, în final. Nu? Că ori, zici, planul H, O, N. Da, da, bine, S, O, N. Da, e perpendicular pe A, D. Nu? Perpendicular pe S, O, D. Așa. Și atunci înseamnă că fosta O, H, care era perpendicular doar pe cine am zumă pe S, N, e perpendicular pe întreg planul. Că O, H, asta e perpendicular și pe A, D. O, H, și perpendicular și pe AD. Și fiind perpendiculară pe S, N, o dată, și pe A, D. O, H, perpendiculară pe AD. De unde vine
Meruna, de unde vine cu OH și pe Meruna? Că sunt noi perpendicular pe AD. Exact. Sau invers, noi am spus că AD e perpendiculară pe planul SNO. Așa? Adică dacă e perpendicular pe SNO, nu e perpendicular pe orice dreaptă din planul ăsta, adică și pe DO, și pe HO și pe HO. Asta înseamnă că HO e perpendicular pe AD. Adică acolo putea să fie OH perpendicular pe SN, SN, O, N perpendicular pe AD, nu? Adică OH perpendicular pe AD. OH perpendicular pe AD. Și vin, vin și pe SN și pe AD, e două drepte concurente din planul SAD. Deci e OH și chiar perpendicular pe plan. OH perpendicular pe plan. Asta am arătat. Că de fapt este înălțimea asta. În final, da. Bine, și acum ce probleme? Să arătăm pe ortocentru. Așa, ăla e ortocentru într-o grisadă. Așa. Practic, noi suntem acum în situația unui triunghi isosceral. Nu? E vorba de triunghiul S, A, B. Unde H-ul ăsta SN. SN este înălțimea triunghiului ăsta isosceal. Da? SAD. Și SN este înălțimea. Și noi am zis că H e din H vine aici undeva. H și pe SN undeva se va, da? Că SN pică așa bine aici. Și perpendicular adusă pică aici. În H, da. În H, da. H ăsta e mai sus, e mai jos. Noi trebuie să arătăm că H ăsta e chiar la intersecția înălțimilor. Adică, prin unit pe D cu H, trebuie să arătăm că pică perpendicular pe SA. Adică, clar un lucru este că dacă ori urmez pe A cu H și trebuie să pice perpendicular, de triunghiul S, A, D, îl vedeți, A, D, și plec din A, prin H, și trebuie să arăt că pic aici și perpendicular. Da? Perpendicular, ca să fie și a înălțime. Deci, trebuie să arătăm că A, AH. AH pică perpendicular pe planul S, pe dreapta S. Și atunci eu tot sunt. Deci, dacă nu țin eu rupă cel de triunghi. Am culcat cu la momentul 3 din ramera autocentru. Centru de greutate. Da. La intersecție mediană. Da. O trebuie de bază și două trebuie de bază. Da. Da? Autocentru la intersecția înălțimilor. Deci, ne întoarcem. Am reușit să spunem că H ăsta, distanța de la O la planul S, A, D, e OH. OH asta. Și am din care cade cu mai înălțimea. Deci este O, este H înălțimea. Înălțimea triunghiului ăsta, S, O, N, OH. Dar am întrebare, nu știam chestia asta din ipoteză, totuși că zici că OH perpendiculară pe plan, pe SAD. OH perpendiculară pe SAD. Așa că perpendiculară pe SN, nu? Perpendiculară pe SN, corect. Deci puteam să zicem doar asta și era suficient? Cum? Dar n-am spus că trebuia să arătăm că sunt condițiile reciproce cele de-a doua reciproce a teoremei. Ai termen cel pe perpendicular. Chiar dacă din problemă nu spus că OH primeri pe SAD, nu? OH zice că știi că punctul H este proiecția punctului O pe planul SAD. E proiecția. Nu zic că e perpendicular. Adică bine că... Dar tu trebuie să localizezi. Exact. Deci trebuie localizat. El spune că este proiecție, este perpendicular, dar unde anume este problema ta? Pică neapărat pe sână. Am stabilit.
Și acum, după ce l-am localizat pe H, pe H, pe sân fiind. Da, vedeți un pic acolo, pic în două locuri. Aici am... Aici am... H-ul este aici. Și acum, din A plecând prin H, trebuie să mă duc să arăt pe pică perpendicular. A, pe SD. Deci A, H, pică pe SD perpendicular. A, H, da. A, H, așa e una dată, nu e H, este punctul ăsta. Bine, iar ce are pe SD-ul ăla, fiind mai multe literă, știți că taie acolo. A, H. E important să las AH prin AH trece. Eu nu știu, prin două puncte distincte, deci o dreaptă și mai una. Deci aceea care ești A cu H, să arătă că pică perpendicular pe S. Și atunci e înălțime. Și gata, două. A, D, știm din ipoteză că e 8, mi zici, pardon. A, D, e 16. A, D, e 16. A, D. Îți fac de reciprocatoare mele pe teoră, să vă dacă... A 2 16, da? Da, A 2 16, dar nu știi, acest H mai sus, mai jos, ce calitate are el? Deci nu... Cum te-am dat la urmă, ca să faci reciproca? N-ai, A 2 16 și atât. Păi aflat înălțimea ESO între timp, nu? Știi pe ESO, dacă știi pe ESO, știi pe SN-ul. Exact. Deci, în problemă, ai putea să afli și pe S-ul A, S, D, care sunt egale. Toate sunt egale. Păi să încercăm și metric, văd că asta îmi propui. Deci, între unghiul S-O-N, între unghiul S-O-N, S-O-N, S-O-N. Ce știm? Pe S-O-N cât este? S-O-N aia fată, mi-ai spus că e fată. S-O-N, nu? Da, S-O-N cât e? Nu știi ce scrie. S-O-N e 8 radical, nu, e 8 radical din 6. 8 radical din 6. Cred că am uitat aici în plângul ăsta S-O-N. S-O-D. S-O-D. Sau B, n-are importanță, care a avut un unghiul de 60 de grade aici, pe un an. Da. E o B, ai știut-o? Ăla e de 30, de sus. Ăla e, ăsta e de 30, da. Și am făcut unghiul de 30 ăla. Care l-au pus unghiul de 30 grade, jumătate din... Bine, dar i-am aflat cum, că aveai largul. Jumătate din ipotenuză. Și ipotenuza S, B, este de două ori o B. Da. Așa, da? Și atunci, O, B cât este? O, B e 8. O, B? Nu. Este el radical din 2 pe 2. Adică 6 pe 2? Așa, e radical din 2. Deci, 8 radical din 2, da? Da. Corect. O, B. Și atunci, toate S, B, e dublu lui OB. Da. SB. 16 radical. 16 radical. Și o poți găsi și pe SO. SO e 8 radical din 6. SO. E Pitagora, nu? Da, și de la Pitagora, dar e bine. Așa e bine. E bine, nu? Să vedem, Dicea. Hai să vedem. Păi, SO. S-O e ca un radical din pătratul ipotenuzii, adică sub 16 la pătratul 2, 16 la pătratul 2.